Salutare tuturor și bine v-am găsit la OK, se filmează aici, deci aici suntem live. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de infovideo. Va fi un infovideo mai special, pentru că în acest infovideo, folosit de prea multe ori infovideo, dar cui pasă. În acest infovideo voi vorbi despre, cum să zic, cursa mea în YouTube. Bine, nu sunt foarte multe informații, o să mai fac infovideo pe parcurs, dar astăzi am simțit nevoia să fac un infovideo pentru a clarifica anumite chestii. Bun, deci, în primul rând, aș vrea să vorbesc despre cei 107 abonați. Cresc foarte greu abonații. Nu, cum să zic, nu mă satisfac atât de mult abonații. Nu sunt cum așteptam, pentru că prima dată când mi-am făcut canalul de YouTube, credeți-mă că am făcut 10 sau 20 de abonați ceva de genul într-o zi. Și e foarte wow pentru cineva să facă 10-20 de abonați într-o zi. E, vreau să vă spun că de ceva timp, bine, am avut și acele mici pauze care, într-adevăr, mi-asum responsabilitatea pentru ele. De atunci nu prea am mai crescut cu 1, 2 abonați la 2-3 zile, e foarte mult. În fine, deci, ceea ce vă rog eu, voi, abonați ăștia activi care sunteți, nu vă doare mâna să dați un share la un video sau să spuneți la prietenii voștri care, mă rog, care sunt tot așa, care urmăresc YouTuberii, care sunt pasionați de gaming și de chestii din astea. Să spuneți, uite băi, uite un băiat, filmează și el chestii din astea, uite, intre și tu la el pe canal, dacă îți place, rămâi, dacă nu, pleci. Pentru că am auzit chestii de genul că eu oblig lumea să dea subscribe. Nu oblig lumea să dea subscribe. Cine vrea să dea subscribe, dă. Cine nu vrea, e liber să plece. Nu țin pe nimeni cu forța aici, nu e o societate, nu vreau să creez o societate sau un grup de adolescenți în care trebuie să se bazeze pe niște reguli stricte. Tu ai dat subscribe, nu mai pleci de aici. Nu, pentru că nu mi se pare normal. În primul rând, vreau să socializez cu toți abonații mei. Nu-i consider fani, pentru că nu sunt niște fani. Sunt niște oameni care îți apreciază munca. Sau cel puțin așa consider eu. Și cum am zis, vreau să socializez cu ei prin mai multe chestii. Cum ar fi? Pentru asta mi-am făcut un cont de Skype pe care mi se pare că îl găsiți și aici în secțiunea despre. Da, aici în secțiunea despre. Această secțiune nu va mai fi cu atât de multe informații pentru că nu am spațiu necesar, vedeți? Eu acum apăs să mai scriu și nu mai merge. Deci mai am două litere de scris și până o să duce tot. Are un număr limitat de cuvinte, de litere. Această descriere. Și o să o scurtez într-o introducere practică a canalului meu. Tot ce aveți voi nevoie, veți găsi la fiecare descriere a videoclipurilor pe care le postez. Și în descriere, bineînțeles, veți găsi Skype-ul, e-mail-ul meu, pe Messenger nu intru, deci degeaba mă adăugați pe Messenger, mai degrabă îmi trimiteți e-mail-uri dacă vreți. Gmail-ul, la fel, nu prea intru foarte mult pe el. Pagina de Facebook a canalului King Possible, care o aveți și aici. Dacă vreți, puteți să intrați să dați un like. Momentan nu postez foarte mult, adică mai deloc pe pagină, pentru că nu sunt destui oameni încât să zic să comunic cu voi prin pagina de Facebook. Ok, și tocmai mi începe un match prin Top 11. Dar nu contează. Deci, cum am zis, pagina de Facebook nu prea comunic cu voi momentan, când o să strângem un număr de abonați destul de decent în care să fie câțiva dintre ei sau măcar o jumătate din ei să fie și activi pe canal, să comunice cu mine, să îmi dea idei legate de canal, sugestii și mai multe chestii din astea, atunci o să intru pe pagina de Facebook și încep să vă spun, băi, vedeți că astăzi o să aveți un episod la ora cutare, vedeți că cum fac toți YouTuberii de fel. În fine, aici aveți o pagină de Facebook. Aseară m-am gândit și cred că am avut o idee destul de drăguță. Să creez un grup de Facebook. Da, ați auzit bine, un grup de Facebook. Ok, aici trebuie să mă conectez pentru a continua. Nu o să mă conectez momentan pe Facebook. Îl aveți aici.
și aici, grup Facebook. El se numește Jocurile Regelui și este destul de frumos grupul, adică am ajuns deja la 90 de membri aseară și sper să creștem cât mai mulți. Vreau să fac un grup foarte mare de gaming prin care să împărtășim, nu știu, creațiile noastre, canalele prietenilor, să ne promovăm practic pe acel grup. Iar voi, care vă uitați acum la episod, puteți să intrați pe el și să dați, să intrați în el. Eu o să vă accept orice cerere, oricine intră în grup, poate să rămână, poate să plece, poate să posteze orice, e liber. Bine, în ceva, nu orice, adică să nu fie nici reclamă și să nu fie nici, cum să zic, înjurături, imagini interzise, mă rog, chestii din astea. Bun, din nou, dacă pagina de Facebook o aveți în descrierea la fiecare episod. Chiar și în episodul acesta o să aveți toate informațiile necesare pentru a trăi fericiți, cum s-ar zice. Deci, în descriere jos acolo. Aici nu o să mai vedeți decât bună ziua, numele meu, ce vreau să fac cu canalul ăsta, mă rog, câteva informații care despre canal, nu toate astea, date de contact, componente, mă rog. Aici aveți Creator Evolutions. Este o firmă de parteneriat din America, am înțeles eu. Faza e că e nouă, deci nu are foarte mulți membri, are un maxim 200 de membri în această firmă, dar eu vă garantez și vă îndrum să veniți la această firmă pentru că sunt foarte tari oamenii. Au un Skype pe care vorbești cu ei despre orice. Adică, uitați, vreau și eu să mă sponsorizați cu, nu știu, cu un skin de CSGO. Vreau și eu să mă sponsorizați cu niște bănuți. Vreau și eu, am și eu nevoie pentru canalul de YouTube, așa. Ei o să facă tot posibilul să vă îndeplinească fiecare cerință, dar numai să aveți răbdare. De exemplu, eu am fost printre primii colaborator cu ei, adică sincer ei m-au contactat pe mine, nu știu cum au dat de canalul meu, nu știu, deci pur și simplu aveam aici la discuție parcă mi-au spus ceva, nu aici, la mesaje private, acolo m-au contactat, unde sunt, comunitate, aici, mesaje, și la probabil spam. Uite, aici. M-au contactat și mi-au spus că vor să intru în firma lor de... Firma lor. Mă rog. La ei, acolo. În grup. Ați înțeles, voi. Așa. Eu am acceptat și sunt de aproape o lună la ei. Și vreau să vă spun că am și vorbit cu ei și vorbesc aproape în fiecare zi cu ei pe Skype despre anumite chestii. Și mi s-a promis niște iteme de CSGO cu care o să fac episoade la rulete, să punem niște beturi, să pariem niște iteme. Practic să fac content pe canal. Și sunt foarte tari oamenii. La fel, dacă vreți să aplicați și voi, dacă aveți un canal de YouTube și vreți să aplicați la el, vă duceți aici la aplică la Creator Evolutions și da, apăsați pe acest buton sau la descrierea canalului, la descrierea videoclipului, pardon, aveți aplicăștul la Creator Evolutions. Vă duceți, copiați asta sau intrați direct pe click. Mi se pare că se activează automat ăsta. În fine. Voceți aici, vă scrieți numele, tot ce aveți voi nevoie, dați next și continuați cu toate datele necesare pentru a aplica la Creator Evolutions. Bun. Legat de Instagram, o să pun aici Instagram, am și eu un Instagram și m-am gândit să-l fac public pentru că, de ce nu, adică nu cred că deranjează pe cineva și în plus nu cred că trebuie să fiu anonim pe YouTube, adică nimeni să nu știe cum arăt, nimeni să nu, mă rog, chestiile astea. Și la fel, puteți să mă contactați pe Instagram, sunt aproape în fiecare zi online și postez poze, postez anumite chestii pe el. Eu zic că e interesant și la fel o să-l aveți în descriere la fiecare videoclip și aici la taburile astea de la imaginea de copertă. Legat de Steam. Momentan cu Steam-ul
L-am activat, am reușit să-l activez. Știți voi că am băgat 5 euro în el. Mi-am luat două chei de CSGO. Am deschis una, mi-a picat un UMP Grand Prix de 0,30 de cenți maxim și un AWP Hyperbeast Tatrac testat de 70 de euro sau, mă rog, dolari, ce sunt ei. Și mi-am activat contul de Steam și urmează ca acel AWP să-l bag la pariuri, m-am gândit eu. Și vreau să câștig cât mai mult cu el și vreau să fac content pe canal și dacă îl pierd, asta este. Eu vreau să fiți alături de mine, dați cât mai multe like-uri, dați share pentru că vreau să creștem foarte mult în abonați. În abonați. Legat de serii noi pe canal. Sincer, acum nu vreau să fac foarte multe serii pe canal pentru că nu am abonații necesari care să se uite, să urmărească seriile, să dea like, să îmi dea sugestii. Nu am așa ceva. Și pentru asta nu o să fac foarte multe serii noi, o să fac Minecraft, Eurotruck, Counter-Strike, mai mult de atât nu o să fac pentru că nu are rost, v-am zis. Când o să ajung la un număr de abonați, gen 500 de abonați, gen mai mult de 500 de abonați, atunci o să am automat abonați activi și da, o să fac și alte serii noi. Și jocuri, nu o să fac numai Minecraft, jocuri mă refer, o să cumpăr jocuri și o să filmez. Dar vă rog să aveți răbdare momentan pentru că urmează să-mi achiziționez și celelalte componente pentru viitorul calculator, pentru că laptopul nu mai merge foarte bine și nu mă mai duce la jocuri. Când postez, o întrebare destul de frecventată pe site, pe Facebook, pe Skype. Băi, deci la fiecare episod este această întrebare, la fel și la descriere. Când postez? Luni, de luni până duminică la ora 18 va apărea un episod sau cel puțin încerc să postez măcar o dată la 2 zile, dacă nu am timp. Oricum o să postez. Stați liniștiți că nu s-a întâmplat nimic. Eu o să postez când pot și cât mai des. Deci nu vă dezabonați pentru chestia asta, pentru că încerc cât de mult să fiu activ, încerc să fac proiecte, adică vreau să fac niște proiecte tot așa legate cu YouTube-ul și vreau să le dezvolt, vreau să creștem cu chestia asta. Legat de componentele calculatorului care urmează, am făcut și unboxing-ul ieri la placa de bază Gigabyte B85HD3A. O vedeți aici. Cei care nu știți cum arată, intrați aici, dați click, dați like și vă uitați la videoclip. Îmi pare rău pentru calitatea audio și video. Într-adevăr, nu este foarte bună. Am filmat cu telefonul și nu știam că se va face doar pe jumătate de ecran videoclipul. Mă rog, a fost un test, încă sunt în teste și cu YouTube-ul și nu știu ce e bine și ce nu. De exemplu, și cu programul de filmat. Acum mai filmez cu OBS. Și dacă vedeți, dacă puteți observa jos aici, sus, mă rog, sunt bările alea negre. Mă uit acum eu pe filmare și sunt bările alea negre. Nu știu ce să fac cu ele, pur și simplu, dar abia am reușit să filmez așa cu el. Cel puțin să filmez Google. Păi și cam atât am vrut să vă anunț. După cum vedeți, 107 abonați, 3, am trecut peste 3000 de vizuri pe canal. Avem 52, mi se pare, sau 53 de videoclipuri. 56 de videoclipuri, e bine așa. Și în rest, cam atât. Dacă o să am alte informații pe care doresc să le împărtășesc cu voi, o să mai fac un infovideo sau, mă rog, vedem cum va fi, ce va fi și cam atât. Deci nu uitați să dați un share la videoclipul ăsta, vreau să facem cât mai mulți abonați, vreau să strângem cât mai multe like-uri și să ne dezvoltăm și grupul pe care l-am creat, Jocurile Regelui, se numește, îl aveți aici, repet, încă o dată. Iar dacă vreți să aplicați și voi la Creator Evolutions, dați click aici și intrați neapărat pe linkul ăla pentru că mă ajută pe mine foarte mult și, cum să zic, în fine, nu știu să zic, explic acum, dar ideea este că intrați pe linkul ăsta și vă înregistrați de pe ăla. În fine. Eu am fost King și noi o să ne vedem data viitoare cu un nou episod. Cred că mâine, nu știu sigur. Mă duc să mănânc niște stixuri. Pa, pa!